decizia lui Horatiu Feșnic a venit cu oarecare întârziere. Tsumu cade în suprafața de pedeapsă a celor de la Viitorul și Feșnic acordă lovitură de la 11 metri. Și iată ce turnură putea lua această partidă. Viitorul era în control total, a venit acel autogol și iată un nou moment de slăbiciune în apărarea echipei lui Gică Hagi. Lovitura de la 11 metri. Cine acolo? Artean. Artean șenează pe Tsumu. Tsumu însă cade, a spune în stilul Florin Tărase. Și tot Tsumu își asumă responsabilitatea executării penaltiului. Tsumu! 2-2. Cine ar fi crezut că Helmstad va reuși să revină de la 0-2? 2-2 așadar. Această seară transformă Tsumu în minutul 72. În caz de egalitate, la finalul celor 90 de minute regulamentare vom avea două reprize la 15 minute fiecare. În cazul în care nu se va marca în cele două reprize, prima echipă calificată în semifinalele cupei se va decide la loviturile de departajare. Cam ușor mi s-a părut că a acordat